Bună draga mea, sunt Luna Ala Această săptămână îți poate schimba ideile despre multe aspecte ale realității tale de zi cu zi. Poți afișa noi fațete ale personalității tale, să găsești în oameni apropiați talente necunoscute până acum. La sfârșitul săptămânii nu se recomandă să faci cumpărături mari, deoarece cu siguranță nu îți vor aduce satisfacție morală. Este timpul pentru întâlniri. Este mai bine dacă inițiatorul lor ești chiar tu. Nu-ți fie frică să faci primul pas și să inventezi ceva interesant pentru iubitul tău. De exemplu, pregătește cina, lumânări frumoase, aranjează o surpriză pentru a doua jumătate. Deși prima jumătate a săptămânii nu este la fel de reușită ca cea de-a doua, circumstanțele vor favoriza desfășurarea cu succes a afacerilor și stabilirea unor contacte puternice și pe termen lung. Ei bine, această perioadă poate fi însoțită de o creștere a responsabilităților și de asumarea de obligații suplimentare. Începând de joi, va începe să crească vitalitatea și eficiența, să sporească energia și inițiativa, spiritul de afaceri și ambiția profesională, iar ideile noi vor găsi o utilizare rezonabilă și vor contribui la succes. Acest lucru ar trebui folosit pentru a maximiza obiectivul tău. Weekendul se va caracteriza prin stabilirea relațiilor de familie, personale și de dragoste. Chiar clarificarea relației va fi foarte constructivă și utilă pentru ambele părți, deoarece toată lumea va putea să-și exprime toate pretențiile, interesele și cererile. Cel mai probabil cele singure vor experimenta încercările de a stabili o relație pe termen lung. Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului! Berbec! ai grijă să rezolvi problemele urgente și să iei decizii serioase pentru mai târziu. Încearcă să comunici cu partenerii de afaceri numai dacă acest lucru nu poate fi evitat. Dedică săptămâna aceasta pentru tine însă, îți revizuiește obiectivele vieții, prioritățile, ascultă-ți vocea interioară. În timpul acestei săptămâni ar trebui să evaluezi corect starea reală a lucrurilor. Prea multă confuzie și secrete pot fi în jurul lor. Dacă este posibil, nu ar trebui să te angajezi în nimic global. Astfel, riscul unei greșeli va scădea. Luni, chestiunile financiare vor fi bine făcute și poți obține rezultate rapide. Marți poate fi de asemenea asociată cu creșterea veniturilor și a bogăției, dar aici este mai bine să acționezi fără grabă. Miercuri, forța majoră îți va permite să vezi adevărul motiv al unei afaceri. Joi, pot exista oportunități bine primite care vizează un rezultat practic pe termen lung. Vineri, poziția lui Mercur va fi legată de noi planuri, dar gândirea lor trebuie să fie încă un secret strict. Mai aproape de weekend, vei dori să te întorci la o atmosferă festivă optimistă și poți organiza o călătorie distractivă pentru familia ta. Acest eveniment va întări relația ta cu partenerul și vă va face viața puțin mai strălucitoare. Altfel, weekendul îți va fi împărțit în mod egal între treburile casnice și divertismentul oferit de televizor, după cum susțin astrele frumos așezate în sectorul 5 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! Aceasta poate fi o săptămână ajutată și plină de bucurii. Modificările cardinale pot avea loc în viața ta personală și poți fi participantul central. Sexul opus va fi fascinat de tine. Noi cunoștințe plăcute, întâlniri și chiar cadouri generoase sunt promise de planetele tale prietenoase. Marte în Taur îți va da încăpățânare și activitatea sporită, iar acest lucru va face ca orice obiectiv să fie realizabil. Comportamentul tău pe parcursul săptămânii poate fi hotărât, dar imprevizibil. Dacă ești născută în prima decadă a semnului zodiacal, vei simți influența Uranusului, va crește nevoie de libertate, îți poți schimba drastic imaginea și poți deveni mai independentă. Luni, astrele îți recomandă să acționezi rapid, cel mai bine ar fi să faci lucruri cu rezultate imediate. Marți poți fi sensibilizată, exacerbată, trebuie să ai grijă de confortul fizic și psihic. Joi trebuie să dai dovadă de perseverență în chestiunile în care vei fi angajată, și apoi totul va funcționa. Vineri, amestecul inferior al lui Mercur îți poate aduce noi vise de călătorie sau studiu. Weekendul va fi de neegalat, după cum susțin astrele frumos așezate în sectorul 5 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni Munca se pare că îți va ocupa toate gândurile. Dacă trebuie să rezolvi o problemă importantă de serviciu, așteaptă câteva zile. Cel mai probabil șefii vor schimba planurile și ceea ce ai făcut deja nu va fi relevant. Banii pot veni dintr-o parte neașteptată, poate fi o revenire a datoriilor sau o recompensă pentru profesionalism. Astrele te îndeamnă să cheltui bani pe haine frumoase. În această săptămână va fi util să faci o pauză și să te gândești la starea afacerilor tale. Mercurul retrograd este acum precum un câine rău pentru casele zodiacale în care ești în mod tradițional puternică, pentru comunicare, studiu, mediere. Pot să apară neînțelegeri și scântei cu alții. Acest lucru îți va afecta în special munca. Dar aceasta este partea de afaceri a vieții pe care a adus-o luna nouă în prim plan săptămâna trecută. Astrele situate în casa întâi astrogramei tale te susțin să nu îți pierzi încrederea în sine, ci doar să-ți ajustezi planurile de afaceri. În loc să te angajezi în afaceri noi, va fi util să te întorci la munca neterminată, să restabilești legăturile vechi de afaceri și să revizuiești legăturile vechi de afaceri. Vineri pot apărea noi planuri de afaceri. Este prea devreme pentru a le realiza, dar merită luată în considerare pentru viitor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. Familia și copiii pot deveni îngrijorarea ta în această săptămână. Problemele asociate cu cei dragi vor necesita o concentrare de plină. Răceala și raționalismul îți vor permite să rezolvi cu strălucire toate problemele care au apărut. Afacerile de familie vor ieși de asemenea în prim plan. Relațiile cu prietenii pot fi tensionate. Influențele astrologice ale săptămânii sunt favorabile activităților active de grup, iar într-o atmosferă relaxată, energia necheltuită poate duce la o ceartă. Marți nu poate fi amintit nimic special, iar miercurea și joia, soarele activ va cauza evenimentele cheie pentru săptămâna aceasta. Astrele te încurajează să fii mai energică în ceea ce privește chestiunile legate de alte țări și oamenii care trăiesc departe. Vineri, conexiunea inferioară a Mercurului te va confrunta cu idei filosofice noi. Mai multe aspecte practice ar trebui să întâlnești cu străinii sau să primești informații noi despre o posibilă călătorie în străinătate. Vineri și sâmbătă, luna va urma semnul tău zodiacal, ascuțind sensibilitatea și intuiția ta. Duminica este favorabilă a afacerilor financiare, altele decât cele comerciale, după cum susțin astrele frumos dispuse în sectorul 2 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, Săptămâna ți este favorabilă din punct de vedere financiar. Din acest punct de vedere, astrele te susțin să te ocupi cu succes nu numai de afacerile tale, ci și de cei care se ocupă cu banii altora. Să faci afaceri, să organizezi un buget familial, să te ocupi de împrumuturi, impozite, moștenire. Dar din punct de vedere emoțional, săptămâna va fi dificilă. Vei fi tentată să închei o poveste de dragoste. Nu faci acest lucru, consecințele pot fi mult mai grave decât ai crezut. Există deja oameni în viața ta care sunt dragi pentru tine, nu le provoca suferințe pentru a-ți mângâia orgoliul, altfel vei regreta foarte mult. Pentru a arunca energia acumulată, începe un nou proiect sau mergi la o sală de box. Trebuie să ai un scop în minte și să înțelegi în mod clar ce faci și de ce. În caz contrar, te vei arde emoțional. Miercuri poate fi zi de vârf. Dacă joi te vei supraestima, nu îți va face bine nici la mândrie și nici la stomac. Vineri, conexiunea lui Mercur îți poate aduce vești legate de banii, taxele, asigurările și tranzacțiile neplătite sau nefinalizate. Nu mai ai voie să te grăbești, gândește-te cu atenție să nu-ți arzi degetele. Săptămâna va trece neobservată, dar duminică luna va fi în leu, dându-ți o bună dispoziție. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Fecioara Săptămâna poate fi dificilă. Relațiile cu cei dragi nu vor fi cele mai bune. Un alt punct de vedere al aceleiași întrebări poate cauza un conflict. Respectă opiniile altor persoane, ei au tot dreptul să facă acest lucru. Fii diplomată și nu insulta, nu agresa verbal. Vorbește clar, pe înțeles și cu tact. În anumite situații, această tactică este cea mai înțeleaptă. Viața de familie necesită abilitatea de a rămâne tăcută sau de a da timp. Acțiunile simple vor necesita eforturi. Puți petrece mult timp și efort pe evenimente complet goale. Nimic nu va fi ușor. Lucrurile vechi îți vor fi amintite. Va trebui să finalizezi ceea ce cândva nu ai terminat îți va fi greu de realizat ordinea în orice, fie la lucru, fie acasă. Se pare că va trebui să schimbi deseori planurile. Săptămâna aceasta se va evi o șansă de a reconsidera și corecta ceva. Vineri, conexiunea inferioară a Mercurului va stabili o nouă sarcină pentru tine legată de alte persoane. O afacere, un parteneriat de afaceri, o relație personală. Vei simți că trebuie să schimbi ceva, dar nu este nevoie să faci acest lucru chiar acum. Această întrebare trebuie analizată atent. Poate că vei dori să surprinzi șefii sau partenerii cu o idee strălucitoare. În acest caz, nu vei putea fundamenta caracteristicile principale și, prin urmare, vei auzi acuzații de grabă și tendința de a atrage concluzii nerezonabile după cum avertizează astrele înghesuite în casa a 10 -a pe astrogramata. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Balanța Fii atentă, la muncă se întorc intrigiile serioase împotriva ta. Acorda atenție tuturor celor căror activitățile tare ar putea interfera și vei găsi cu siguranță potențiale detractori. Cere sprijinul prietenelor și colegilor care sunt pe de deplin de încredere și, în orice caz, nu-ți risca reputația. Pentru a face față stresului moral te vor ajuta rudele. În această săptămână poți fi prea suspicioasă. Folosește-te de aspectele frumoase ale lui Venus în semnul Văsătorului toată săptămâna. Aceasta va dezvălui potențialul tău creativ îți poate aduce divertisment în legătura cu frumusețea și comunicarea plăcută, activitățile culturale, hobby-urile estetice. Cu siguranță te vei simți în mediul tău, în teatre, la expoziții, în cluburi și, în general, oriunde te poți relaxa. Dar nu ar trebui să faci acest lucru în detrimentul faptelor. Tema principală a săptămânii stabilită de soare ține de sarcinele obișnuite, de rutină pe care dorești sau nu le dorești, trebuie să le faci. Din fericire, ești obișnuită să menții echilibrul, ceea ce este în general principala ta sarcină astrală. Tu ai o mulțime de experiență în acest sens. Prin urmare, vei putea combina sarcinele de serviciu și odihna astfel încât nici primul plan, nici al doilea să nu sufere. Va fi dificil să le combini numai miercuri, 13 martie, când ambele împrejurări sunt la fel de favorabile, după cum te susțin planetele adunate în casa a pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, asculteți vocea interioară și nu face ce ce nu dorești. Cineva se pare că se uită atent la profesionalismul tău. Poate că apariția unor idei interesante va fi sursa suplimentară de venituri. Întreaga săptămână, stelele te sfătuiesc să nu preiei sarcini importante. Mercurul retrograd poate crea complicații acolo. Este mai bine să dedici întreaga săptămână să te odihnești activ. Să te gândești poate după faptele tale ai uitat deja ce este distractiv cultural. E timpul să îți amintești și din moment ce Mercurul este retrograd, este mai bine să nu descoperi un divertisment nou, anterior necunoscut, ci să îți amintești acele lucruri pe care le-ai plăcut în trecut. Pentru cele care activează în domeniul artei, aceeași întoarcere în trecut este asociată cu idei creative care nu au fost încorporate, nu au fost folosite sau puse în practică. Ele pot revizui schițe vechi, pot reciti jurnale, pot să-și amintească ideile care le-au fascinat acum mulți ani în urmă și să gândească care dintre acestea poate fi implementate cu succes astăzi. Decizia privind ce să faci va fi finalizată vineri, în timpul conjuncției lui Mercur. Pe frontul tău personal, totul pare a fi calm, iar această situație ți se va potrivi 100%. Spre sfârșitul săptămânii, șefii te pot contacta printr-o solicitare personală. Este posibil să îți ajuți șeful cu o afacere secretă de dragoste, după cum te susțin planetele adunate în casa a pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător În general, săptămâna va fi de succes. Te vei simți calmă și încrezătoare. Acesta este cel mai bun moment pentru a finaliza lucrările începute. Aceasta se aplică proiectelor de afaceri și de creație, tranzacțiilor, negocierelor. Această săptămână este perfectă pentru o reconciliere. Prin urmare, dacă ai o cădere în disgrație cu cineva, stelele te sfătuiesc să devii inițiatorul păcii. Încearcă să probești de la inima la inimă într-o zi de marți sau miercuri, dar vinerea acest lucru nu este necesar și nici indicat. Poate că este ceva ce trebuie să renunți la trecut. Merite să revizuiești relațiile cu oamenii și să pui punct acolo unde nu are rost să continui. Este o perioadă bună să îți iei la revedere de obiceiurile proaste. Joi, poți fi implicată într-o evaluare greșită a propriilor forțe. Este mai bine pentru tine să fii mai modestă, și dacă se dovedește că ți-ai redus capacitățile și ai reușit să faci mai mult și mai bine, va fi o surpriză plăcută pentru tine. Vineri, sub influența lui Mercur, vor apărea noi idei despre mutarea, călătoria, rearanjarea în casă, oaspeți. Nu este nevoie să te grăbești cu implementarea acestei idei. Mai întâi trebuie să te gândești bine. Evaluează cu exactitate nivelul venitului și planifică în mod serios bugetul, altfel poți obține datorii după cum avertizează planetele situate în casa a doua pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Capricorn, se pare că vei fi invitată să vizitezi pe cineva sau oaspeții vor veni la tine. Printre invitați sau invitate va fi o persoană care va juca un rol imens în soartea ta. Aceasta te va ajuta să aduci ceva la realitate. Dar trebuie să fii atentă la momentul apariției tale. De exemplu, o coafură splendidă. Întreaga săptămână poți reuși în fapte care necesită voință și răbdare. Trebuie să privești cu doi pași înainte. O asemenea prudență este legată de natura retrogradă a lui Mercur, care complică aspectele legate de comunicare, călătorii, apeluri la instituții și studii. Chiar și conversațiile obișnuite cu vecinii și rudele se pot întoarce în mod greșit împotriva ta. Ce se spun despre lucruri mai importante? Dar acest lucru nu este un motiv să nu faci nimic. Prin urmare, totul trebuie să fie bine planificat și totuși să ții minte acele evenimente care au avut loc în trecut. Săptămâna aceasta vei beneficia de cunoștințe mai vechi, contacte din trecut, informații pe care le-ai mai aflat odată. Vineri poți realiza că nu dispui de ceea ce ai nevoie și te poți gândi la cursuri, autoeducație, extinderea cercului de comunicare. Această idee trebuie gândită și poate chiar scrisă ca să nu o uiți. Nu uita să acorzi atenție sănătății tale, după cum avertizează planetele situate în Casa a pe astrogramata ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Bani, bani și bani din nou. Acesta este ceea ce va veni în prim planul fiecărei zile a acestei săptămâni. Nu neglija ajutorul oamenilor cu experiență. Sfaturile lor vor fi neprețuite și vor contribui la evitarea problemelor financiare majore. Nu face o achiziție eronată pe criteriul e frumos și nu administra bugetul familiei fără a solicita opiniile celor dragi. Poți conta pe asistență financiară la sfârșitul săptămânii de la o persoană apropiată de tine. Atâta timp cât întreaga săptămână vei întâlni obstacole și vei lupta împotriva curentului, ar fi mai bine să te odihnești. Vei fi patronată de Venus, planeta care este cea mai favorabilă unui stil de viață liniștit și neîngrijit, plăcerilor și odihnei. În loc să atingi un scop cu sila, trebuie să te bucuri de viață și să obții impresii plăcute. Pentru a face acest lucru, trebuie să te duci la teatre și muzee, să admiri opere de artă și natura, să mănânci delicios la varice sau la restaurant la o masă frumoasă servită, într-o atmosferă plăcută din punct de vedere estetic. Trebuie să te întâlnești, să flirtezi și să te îndrăgostești. Trebuie să fii iubită și să fii răsfățată. Mergi la saloanele de frumusețe, cumpără haine frumoase și dulciuri. Dar toate acestea dacă vei găsi portofelul potrivit, pentru că al tău se pare că rabdă de foame. Tu însă în această săptămână vei fi greșită și confuză în probleme financiare, după cum avertizează planetele situate în casa a doua pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Pești, bucură-te că ai venit în viața ta! În dragoste, prietenie și comunicare, totul este minunat. Poți fi răsfățată cu daruri. Poate părea că această săptămână o trăiești înapoi în trecut, atât de des vei întâlni momente legate de trecut. Poți întâlni oameni din în trecutul tău sau vei vorbi despre ei și vor apărea. Poate că va trebui să găsești informații în vechile cărți și scrisori, cunoștințele acumulate în urma cu mulți ani fi venit la îndemână. Conversațiile se vor referi la unele fapte din trecut. Aceasta este o mare oportunitate de a-ți aminti de faptă petrecută acum 10, acum 20 de ani și de a înțelege ce, ce ai pierdut în acești ani. Vineri poți avea idei și planuri pentru a întoarce tinerețea sau cum să aplici vechea experiență în condițiile actuale. Nu te grăbi, aceste gânduri trebuie să fie luate în considerare cu atenție cel puțin până la sfârșitul lunii martie și chiar mai bine timp de câteva luni. În un weekend poți aștepta profituri bune. Proiectul tău, unul de care te-ai ocupat mult timp, va începe în cele din urmă să plătească pentru tine, după cum de susțin planetele situate în Casa a doua pe astrogramata. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. There stepped.